găsit la Miss Fata de la Țară. Au mai rămas doar două vedete care trebuie să meargă în țară pentru a descoperi fete frumoase. Astăzi este rândul lui Smiley, dar el nu va da piept cu extraterestri, ci cu oltencele. Să înceapă Miss Fata de la Țară! Este foarte mult timp până când cele șase fete de la țară vor veni aici în București, unde se vor muta împreună în această casă foarte frumoasă și vor încerca să se familiarizeze cu viața de la oraș. Trebuie să vă spun că nu va fi o perioadă foarte ușoară, pentru că fetele vor intra într-un cantonament în care vor avea tot felul de întâlniri cu diversi specialiști. Machiaj, coafiură, nutriție, fitness. Ele se vor pregăti pentru marea finală a concursului Miss Fata de la Țară și, evident, pentru a câștiga marele premiu de 10.000 de euro. 4 fete de la țară au fost deja selectate. Maramureșanca Maria din Iehud, aleasă de Dana Săvuică, bucovineanca Raveicuța din comuna Fundul Moldovei, alegerea lui Marcel Pavel, dobrogeanca Elena din Lungavița, selectată de Gina Pistol, și moldoveanca Andreea din Brusturoasa, aleasă de Dan Bordeianu. Următoarea vedetă care pleacă în misiune este Smiley. El va căuta frumuseți în Gorj, la Polovragi. Polovragi este una dintre cele mai cunoscute comune ale Olteniei. Faima sa este dată atât de peștera cu același nume, aflată pe raza comunei, cât și de frumusețea locurilor și a tradițiilor din zonă. La Polovragi, arta tradițională este încă vie, practicată de meșteșugari în țesături, sculptură în lemn, ori în plătituri. Aici, în Polovragi, s-a trezit teleportat Smiley, chiar lângă cel care va fi ghid și consilier în probleme de frumusețe, Nea Gheorghiță, păstorul șef al ansamblului folcloric local, la care activează multe dintre frumoasele comunei. Să trăiți! Bun venit la Polovragi! Gheorghiță Iepure. Gheorghiță Iepure. Eu sunt, puteți să spune, Smiley. Chiar am venit aici cu gânduri mari, cred că o să găsim cel puțin o fată demnă să ajungă Miss Fata de la Țară. Categorii vom găsi. Nea Gheorghiță și-a făcut temele și a aranjat lui Smiley un loc unde să țină preselecția fetelor, în vatra satului, la scenă, așa cum îi zic localnicii. Toate vedetele au avut dificultăți în găsirea fetelor. Nu pentru că nu existau fete frumoase, ci pentru că mai toate erau la muncă. Și Smiley s-ar putea să aibă o altă problemă, pentru că a început școala și fetele de la țară învață la oraș. Să vedem ce a găsit. Noi am venit cu treabă, să știți. Majoritatea fetelor au trecut pe la ansamblu folcloric, al cărui coordonator sunt, mulțumesc la vădă. Deci... sunt dansatoare, sunt bune gospodine, sunt fete de la țară, ceea ce căutați. Păi asta căutăm. Prima casă ieșită în cale, prima fată găsită, gata, pregătită. Să rămână, bună ziua. Ia uite, direct prima casă, prima fată frumoasă. Salut. Evelina, îmi pare bine. Evelina, și mie îmi pare bine. Noi căutăm o fată. De unde știi? Am văzut la televizor. Am înțeles. Bă, deci atunci nu-ți mai explic. Bine, hai că am plecat. Da. Ai văzut câte modele celebre avem la noi în țară? Poate cine știe ajunge și Miss România. N-am șanse. De ce crezi că n-ai șanse? Nu cred. Dar ai fi dispusă să ne vedem mai pe seară? Așa, într-un cadru restrâns. Nu știu, am auzit, aveam de gând să vin, dar doar să asist. De ce să asisti? Și să susțin pe cineva. Dar ai putea să vii... E, nu cred, adică... De ce nu? Nu cred că ai șanse, sincer. Prima fată a fost ca prima fată. Timidă, greu de convins, nesigură. De ce ea? Te-ai uitat dimineața în oglindă? Da, m-am uitat. Și cum ți se pare așa că... Nu, serios, chiar... Vedem. Bine, nu promit nimic, dar... Bine, noi ți-am făcut invitația. Uite, domne, prima casă, prima fată. Puh.
Păi am început bine. Următoarea oprire la o casă cu două fete, dintre care una și cu palmares. Mariana, vino puțin, te rog. Vino în față. Salut! Bună! Mariana. Mariana. Da. Eu sunt Smiley. Câți ani ai? 14. 14? Da. Ești în clasa a 8-a? Da. Mamă, ce bine am nimerit. Și ai vrea să participi la Miss Fata de la Țară? Da, de ce nu? Așa zic și eu, foarte frumos. Și am înțeles că mai ai o soră mai mare? Da, trebuie să vină. Cea de-a doua fată a fost micuță, drăguță și avea și o soră, care probabil era la fel de drăguță, dar pe care noi n-am apucat să o vedem. Nu vreți să participați amândouă? Păi, nu știu, să vină și ea să... Țin să vă spun că ea a câștigat un Miss la Novaci, Miss Băcița, acum, în urmă cu 2 ani de zile, da? Sora ei, da. Am înțeles, tu n-ai apucat încă să participi. Nu. Uite, acum ai ocazia să câștigi deja un Miss mult mai important decât Miss Novaci. Mamă, păi e bine, mă, hai, că nu mai sunt îngrijorat. Bine, ne vedem acolo. Bine. Pa, pa. Pa. Smiley a venit în Polovragi să numere fetele frumoase, dar pe uliță se numără altceva, pe tabel. Ia uite, fetele ne așteaptă la poartă. Mamă, la fix am venit. Să rămână! Ce faceți? Uite, stăm la poartă. Da? Da. Și faceți ce? Murece sămânța în animalelor. Și câte animale aveți până la urmă? Avem câteva, dar sunt la munte. N-am decât 4 viței, ca și cu 2 vaci. Copii aveți, n-aveți? Da, 2. Aveți deja 2 copii, da, dar câți ani aveți? Copiii în clasa a 4-a și clasa a 2-a. Sunt mici pentru da. Ce da, nu, vrem nu, noi. Nu. Bine atunci. Păi, nu știu dacă sunteți dumneavoastră dispusă să mai participați acum la concursul de Miss. Am înțeles, nu sunt eu de nu. Mai știți fete frumoase pe aici, pe în jur? Este aici, alu Nea Vasile. Da, are și vaci, Are și vaci? Da. Are tu toată azi treabă. Smiley cucerește Polovragiul poartă cu poartă. De data aceasta dă peste 2 surori care le au ele la descusut. Bună ziua! Bună. Ce faceți? Salut! Iustina. Cum? Iustina, sora ta, nu? Sora mea, da. Ai văzut ce știu? Vrei să participi la Miss Fata de la Țară? Da. Da? Da. Perfect, câți ani? Pa 15. Și în ce plan stă Miss Fata de la Țară? O să vezi. E un concurs normal de Miss. Doar că e la țară. Da, trebuie să fie diferite ținute, spre exemplu, un costum popular sau diferite ținute, ce știu eu, de seară, de zi, de plajă, chestii da, de gen? Da, 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 un costum de baie, o treabă popular, știi? Da, un costum de baie popular. Un costum de baie din blană de oaie. Bine, ne vedem la 5:30 la scenă. Perfect. Da. Ok, ne vedem acolo la 5:30. Yes, of course. Of course. Pa, pa. We're gonna be there. Of course. Gata, mă. Cum... Cum vi se pare treaba asta? E un pic cam micuță, 14-15 ani, nu știu, numai 14-15 ani găsim că restul mai mare au plecat la liceu. Prea ieșeau toate ca pe ață lui Smiley. S-a întors roata și uite că i s-a înfundat și lui. Dana! Violare de domiciliu din nou. La țară se poartă treaba asta. Da. Ușa asta de unde e? Cumpărată sau făcută? Dana! E bine să intrăm așa în casă? Dana! Hai să vedem pe spate. Nu, cred că nu e nimeni acasă. Ionele! Nu e nimeni. Asta e, ghinion. Poate lăsăm vorbă prin cineva. Să spune vecinilor să... Poți să-i spui tu să vină de seară la 5:30 la scenă? Jumătate la scenă, la târg, da? În patru? Da. Da. Bine. Nu uiți, da? Da. Salut, mă. Ce faci? Stai bine? Salut. Da. O cunoașteți pe Dana? Da. Cum arată? Are părul lung, îl are cam prins pe aici. Auzi, dar e înaltă, Dana? Nu. Hă? Da, mama știe că vorbesc singur.
Ușor panicat că nu găsește fata acasă, Smiley începe să împrăștie vorba și să întrebe în stânga și în dreapta de fete frumoase. Vreo fată frumoasă știi? Da. Știi? E colegă cu mine. E colegă cu tine? Nu, mă, una mai mare. Nu știu. Să rămână! Ce faceți? Nu fiți sfioasă. Faceți cu urechile la cameră. A, vezi? Salut! Noi căutăm niște fete frumoase, știți? Cumva pe aici vreuna care vă mulge bine? Nu vrea să vorbească cu noi. Bine, lăsați, nu vă mai deranjăm. Sunteți la somnul de frumusețe. Nu. Hai să mergem mai departe. Mamă, ce miroase a țară aici. Știți niște fete frumoase așa care vă plac dumneavoastră? Păi eu sunt bătrân acum, nu mai... Dar nu contează, dar privitul nu ne costă nimic. Da, sunt la noi. Ne puteți pune o casă, o adresă, o ceva? Adică una care vă vine acum repede în minte. Adică te-a fată care să fie estetică. Să fie estetică, nu... Estetică, ceva lux. Găbița. Găbița, a găbiță, da. Ceva... Cu alta, zi o altă. Cum e găbița? E ceva, e și blondă, e și estetică. E și are și caracterii, caracteristic, așa, știe. Perfect! Mulțumesc, să trăiți! Să trăiți, domnule! Yes. Să trăiți și vă dorim succes în activitatea dumneavoastră de muncă! E estetic, așa, domnule, ceva... Caracteristic? Caracteristică, estetică și ceva lux, lux! La Polovragi, tradiția se păstrează și în materie de nunți. Aici se țin ca în povești, 3 zile și 3 nopți. Și vedeta de la București dă peste niște nuntași sleiți de atâta petrecere în a treia zi de nuntă. Domnul și domnilor, vă prezentăm spărgătorii de nunți 2. Casă de piatră și să străiască nevasta unde? Nevasta e obosită un pic, așa, după două zile. De... Nu este aici, este acasă, se odihnește, da. Dar țin eu locul și pentru... A, da? Da. Puteți să participați la Miss Fata de la Țară? Eu nu. Păi vedeți, deci nu puteți să-i țineți locul acolo. Dom'le, spărgătorii de nunți sunt spărgători de nunți. Își fac datoria până la capăt. Iar eu, pentru că eram cu o treabă acolo, am văzut fetele frumoase, m-am dus, le-am surprins. Eu deja am văzut două, hai și... Pe ce am venit degeaba? Ia uite! Stai așa, vin cu avem. Să rămână ce faceți? Bine! Ai văzut la bucătorie frumos? Dar vă rog, cum? Gata! Deci diseară la 5:30 la Miss Fata de la Țară ne vedem. Okay. Ești sigură că vrei să participi? De ce nu? Dar normal, câți ani ai? 22. 22, perfect! Ai mai participat la concursul de astea? Sincer, nu. Niciodată, nu? Nu, niciodată. Perfect, ăsta e primul. Am o fată frumoasă. Știu că am văzut-o. Stați liniștit că am văzut-o. Ia, uite-o, ia. Am văzut-o, uite, ia, vin un coace. Salut. Bună. Cum te cheamă? Diana. Diana? Da. Unde te-ai ascuns aici, la grătar? Păi nu m-am ascuns, că am puțină treabă. Vrei să participi la Miss Fata de la Țară? Da. De ce nu? Să mă refuz așa? Păi las pe domnișoara, eu... Păi bine și domnișoara. Păi nu, dar cu cât mai multe, cu atât mai bine. Bine, dacă da? Aici... Da? Da. Perfect. Dar de ce strămură buza așa? Are emoții. Nea Gheorghiță are o comoară ascunsă. Se decide însă să-i o arate lui Smiley, chiar dacă riscă să-și pună satul în cap și gura lumii să spună că face trafic de influență. Ia uite, toată familia e la muncă. Vedeți ordine și disciplină. Ce fac aici? Strâng lucernă. Strâng lucernă și fac o căpiță, bănuiesc, nu? Bună ziua! Ia uite, mă, ce mari sunt! Să rămână? Da. A, păi... Deci, dumneavoastră aveați o pretendentă perfectă pentru Miss Fata de la Țară și o țineați ascunsă aici? Să știi că n-a vrut să ne spună că are o fată. Să rămână! Bună ziua! Ce căutați? Păi ne primiți cu furca în mână? Păi stați așa că... Avem nevoie de ajutoare! A, aveți nevoie de ajutoare? Da. Eu sunt mama lui Andreea. Să rămână! Și soția domnului Gărință. M-am prins. Noi cu fânul mai puțin, așa... Ne-am venit să vă răpim fata, de fapt. Eu zic că are șanse mari. Atunci, să încercăm. Andreea, ia vino lângă mine.
Doamnelor și domnilor, vă prezentăm pe Andreea, care are 18 ani. 18 ani. Până așa un 180, așa ca să te vedem frumos. Domne, să vă trăiască. Aveți o fată foarte frumoasă. Mie mi-a plăcut foarte mult, o fată drăguță, harnică. Avea toate calitățile să participe la acest concurs. Ce zici, vrei să vii la Miss Fată de la Țară? Da. Da? Da. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Bine! Bună ziua! Bună ziua! Veniți să stați de vorbă un pic cu noi. Sunteți surori. În trecere sau? Nu, mergem acasă. Sunteți surori? Da. Noi facem un concurs de Miss. Se numește Miss Fată de la Țară. Da. Și vrem să găsim următorul top model din România aici, în Polovraci. Da, pe mine chiar m-a atentat. Pe tine chiar te-a atentat, da. Nu? Ți-ar plăcea să pozezi? Îți place să faci poze? Să... Da, sunt puțin mai... Mai cum? Nu știu, mai distrat așa, îmi place să mă distrez. Îți place să te distrezi? Da. Perfect! Ne vedem diseară, da? Da, da. Hai, luați-o, luați voi înainte. Vă rugăm. Ce părere aveți așa? Nu, trebuie să decid. Nu te-ți decideți dumneavoastră, nu? Trebuie să decid eu. Grea decizie. Exact ca în poveștile românești, Smiley ajunge la o casă cum alta nu-i, la casa cu 7 surori, una mai frumoasă ca alta. Din păcate, doar 3 sunt disponibile. Stați așa, sunteți mai multe surori? Da, câte surori sunt? Noi suntem cam 7, dar nu suntem toate surori acasă. Da. Și câte sunteți acasă? 3. Ia să vă vedem și noi. 3 surori acasă. Bine. Salut, Andrei. Nu mai bine. Anca. Salut. Ia... Ieșiți în bătătură, ca să zic așa. Mirabela, pare bine. Și mie. 3 fete dintr-o lovitură. Vezi, mă, sunt mai tare decât... 7 dintr-o lovitură, nu. A, nu, sunt 7, nu. Nu sunt mai tare. Mai am un pic. Miss Fata de la Țară. Da, am auzit. Deci nu mai trebuie să vă mai povestesc, nu? Păi ce să vă mai spun atunci? Veniți, nu? Da. Veniți și vedeți despre ce e vorba acolo. Să rămână. Smiley, mi se spune. Maria. Ce ziceți? Le lăsați să participe la un concurs de Miss? Da. Au mai participat? Nu. Niciodată? Nu. Dar știți ce e un concurs de Miss? E, pe, dacă câștigă, ia premiu, dacă nu. Cât știți cât e premiu? Nu știm. 10.000 de euro. Da. Nea Gheorghiță nu vrea să facă discriminare și îl duce pe Smiley și într-un cătun al romilor, că doar au și ei fete frumoase. Băieții au niște surori. Haide, hai să-i vedem, hai să vedem. Sora ta unde e? E acasă. E acasă? Da. Hai să mergem, să trăiți. Și Loredana. Să trăiți. Nu vă supărați dacă... E cum? Hai, venim pe la voi. Sunteți frați voi doi, da? Da, da, da. Ești la Smiley, nu? Da. Pa, ești tare. Vă bune. Am bani frumos de dat la stat. Da? Și eu. Oamenii din țigănie m-au primit foarte frumos, s-au adunat cu toții la poartă, a ieșit toată lumea. A fost o nebunie totală. Uite, pe sora mea faceți cunoștință acolo cu ea. Ia, unde e să vedem? Sunt foarte pricepute la orice probe. Am înțeles. Ce se poate descurca? Păi, vrem fete descurcărețe, pricepute, frumoase. Ce faceți? Loredana. Cum vă cheamă? Loredana. Loredana? Da. Câți ani ai? 23. 23? Da. Și nu te-ai măritat până acum? Ba da. A, ești măritată deja? Da. Vii la Miss Fată de la Țară? Nu are costum din ăsta tradițional. Merge. Nu vrei să vii la Miss Fată de la Țară? De ce? Frații tăi au zis că ai fi perfect. Eu nu mai sunt domnișoară. Păi, dar nu trebuie să fii domnișoară neapărat ca să fii Miss. Nu contează cum ești. Cum? Zic, nu contează cum ești. Păi da, contează să vii. Da. Care bărbatul gelos, zice, de acolo așa, unde ce duci acolo? Că acolo găsește altul și pe aia, bă, el îl lasă și pe el și nimeni mai la urmă. Aulu. Da, el rămâne vădu, ia să căsătorește din nou. Cum? Și că ca să duci acolo așa, găsește bărbat. Eu zic că te încadrezi așa. Nu știu, te mai gândești, până la 5 jumate ai timp să te gândești. Da?
Să rămână! Să trăiți! Dumneavoastră la... sunteți, mai, mai! Da, eu sunt! Să fii sănătos! Să rămână! Participați la Miss Fața de la Țară? Bă, eu merit, eu de așa ceva! Nu știu, dar dacă ați fi mai tânără și mai... Eu nu sunt pentru așa ceva! Ai vreo soră mai mare? Da! Câți ani ai? 17! 17? Da! Și e frumoasă? Da! Și nu o trimiți la Miss Fața de la Țară? Da! O trimiți? Da! E pricepută? Da! Ce știe să facă? Să danseze! Să dea cu sapă, știe? Da! Da? Să culeagă fructe, știe? Da! Dar tu mai știi să spui altceva în afară de da? Da! Bine! Gata, te-am ochit de când am intrat! Soara ta? Soara mea! Semănați! Cum te cheamă? Ana Maria! Ana Maria? Da! Câți ani ai? 20! Ești la facultate? Da. Unde? La Vâlcea, la pedagogie. La pedagogie? Vrei să faci profesoară? Da, educatoare. Profesoară? Educatoare. Și ai vrea să participi la Miss Fața de la Țară? Nu știu ce să De zic. Ce vă uitați toate la domnul Gheorghiț așa? Căutați aprobarea lui? N-aveți încredere în mine așa, eu sunt... Nu... Sunt... șosetele tale? Nu. Ai vrea să participi? Da. Bun. Normal, cum idei. Pentru că sunteți o nebetă, normal. N-aveam cum să vă refuz. Ah, am înțeles. Urmează o scenă de film indian. În mijlocul câmpului l-a adunat cartofi. Hai și acum vii și puși către mine așa, frumos! Să rămână! Hola! Ce faci? Păi ești treabă! Ce treabă faci? Am scos cartofii. Ia. Cu femeile. Tu transporti asta? Da. Mă ajută și femeile. Păi ce mă ia poate și eu nu pot? E nu greu. Pot. Mamă, e greu. Mamă. Ce faci? Faci muncesc. Muncești, nu? Da. Noi vrem să facem un Miss Fata de la Țară. Da. Etapa Polovraci. Crezi că ai putea să te încadrezi în standardele Miss Fata de la Țară? Da, sigur. Adică, încerc. Ce înseamnă asta? Să fii frumoasă, înaltă, slăbuță, nu știu. Da? De la țară, în primul rând. Aha, aha, aha. Mi-a plăcut foarte tare că a fost foarte sinceră. Se apreciază perfect. Am găsit-o la cartofi, deci se vede treaba că e o fată muncitoare. Și? O să vin. Perfect. Gata. Păi ce să mai... Te lăsăm să termin cu cartofii și poate diseară ne faci și nouă niște cartofi prăjiți, ceva. Da, usturoi. Sigur. Băieți, dacă vreți să mâncați, faceți liniște. Care m-a costit. Măi! Hai, cartofi prăjiți doar. Am găsit că o să mâncăm și noi friptură cu cartofi prăjiți, dar doar cartofi prăjiți în seara asta. Cu acest cocoș ratat, Smiley se declară mulțumit de vânătoarea de fete și pune pușca în cui. Mai ales că nea Gheorghiță a avut grijă să mai răspândească vorba prin sat despre preselecția care stă să înceapă. Vatra satului la scenă, cum zic localnicii, mare eveniment mare. Lume multă, de la țânci la mătuși cu basmale, muzicanți, fete cât cuprinde, că odată se face Miss Fata de la Țară în Polovragi. Bună seara și bine v-am găsit! Sper că sunteți pregătiți să vedeți un Miss cum n-ați văzut niciodată. Ați avut vreodată Miss Polovraci?
Păi pentru că nu ați avut niciodată Miss Polovraci, noi ne-am gândit că ar fi o idee bună să alegem și noi o fată de la țară și să o ducem la București, să o facem supermodel. Vă încântă ideea asta? Smiley s-a descurcat minunat, cred că cel mai bine până acum, pentru că a strâns 30 de fete frumoase și sute de localnici. Aceștia au venit mândri cu pancarde și au strigat numele fetelor din sat. Vai de capul meu, atât de multe v-ați adunat? Să știți că există și un premiu în acest concurs. Nu știu dacă știți despre ce e vorba. 10.000 de euro este premiul cel mare la acest concurs. Preselecția lui Smiley atrage fetele, dar și un invitat nepoftit și neobișnuit, care devine vedeta serii. A venit cerbul. Să trăiți, domnul cerb? Nu-l deranjați? Nu-l deranjați că poate zgârie vreo mașină. Vedeți? Vrea și el să participe la Miss Fata de la țară. Domnule, până acum am cântat în aer liber, în cluburi, la nunți, la petreceri, la... Dar la cerb n-am cântat niciodată. Domnul cerb, la noi participă doar fete. Haideți, domnule, haideți, domnule, veniți, apropiați-vă de scenă. Nu vă sfiiți, nu vă sfiiți. Băi, deci așa ceva numai la țară, vezi. Preselecția începe cu o întrebare firească. De ce crezi că ai putea fi Miss Fata de la țară? Îmi ascult părinții și mi s-a zis că am ochi roșii. Mie mulți prieteni mi-au spus că sunt frumoasă și sunt așa cum trebuie să fie o fată. Așa la cum? Locul ei, la locul ei. Consider că sunt înaltă, am vârsta potrivită, sunt olimpică națională. Am multe alte calități. Ești olimpică națională la ce? Limba și literatura română. Eu nu mă consider frumoasă, dar am zis să încerc. Mi se pare o provocare și cred că pot. Mi-au zis amicii că sunt frumoasă. Îmi place să cânt și să dansez. Îmi place să îi ajut pe ai mei și să fiu alături de ei. Eu cred că sunt înaltă și aș fi bună. Îmi place să merg cu vaca pe câmp, adică la păscut, să ajut pe mama la treburile gospodărești. Ce se întâmplă la țară la noi fiecare zi? Fetele n-au ezitat. Când le-am întrebat ce părere au despre ele, au început să se aprecieze la adevărata valoare. Consider că sunt o persoană frumușică, sunt naturală. Pot să spun că mă descurc destul de bine și în gospodărie cu treburile. Și cu școala mă descurc foarte bine. Cred că sunt frumușică. Ești frumușică. Îmi place să dansez. Și bănuiesc că nicio fată de aici nu are nimic de pierdut. Din contră, avem de câștigat, deoarece te-am cunoscut pe tine, personal, nu? Pot să zic că, în primul rând, mă recomand în sensul propriu al cuvântului Miss. Fizic vorbind, pot să spun că mă ajută înălțimea. Eu mă consider frumoasă, înaltă, subțire și noastră decide dacă potrivită pentru concursul de Miss. Mă bucur că sunt o fată de la țară, vă spun cu cea mai mare încredere. Ca fizic mă ajută înălțimea și, să zicem, un pic frumușică. Car toate roadele câmpului cum ar veni, pentru că avem foarte multe animale acasă și trebuie să le îngrijim. Inclusiv cerbul care alergă pe aici, pe undeva. Cerbul e al tău? Da. Ciudat animal de casă. Cu așa un număr mare de fete, Smiley se decide să trieze dintre ele înainte de probele efective și trece la măsuri radicale. Le elimine pe cele care nu corespund criteriilor de bază, vârsta ori înălțimea minime. Aplaudați-le! Pentru Smiley, înălțimea este esențială într-un astfel de concurs, așa că le ochește pe cele mai scunde dintre fete și, călcându-și pe inimă, le poftește în public. Bine!
sunt bogate să le vedem pe fete ce fel de talente au. Smiley trece la proba a doua, artistică, la alegere. Fetele se împart în două tabere, cele îmbrăcate de stradă, un dans modern, iar cele îmbrăcate în port tradițional, un dans popular. Hai, aplaudați-le, să vă vedem, să vă vedem! La dans îți dai seama cam cât de liber e omul, cam cât de deschis la minte e. Și fetele chiar și-au dat frâul liber. La Polovraț se dansează domnul. Gata, hai să oprim, gata. Vă mulțumim frumos, hai să le aplaudăm pe fete. Mai tare ca la București se dansează la stat. Dar de unde știți, domne? Ați fost vreodată la București? Am dat și spectacole multe la București. N-am păr pe cap câte am dat. Și se dansează mai bine la țară ca la București. Eu, fiind un expert în dansul popular, pot să spun că, domnule, se mișcă extraordinar. Fetele care nu sunt de costum național au zis că vor și ele să danseze o sârbă. Saxofon, unde? Saxofon o să ne cânte sârba. Ați văzut? Sunt un expert. E drept că la jocul de picioare nu prea mi-e. Gata, gata! Gata! Aplauze, frumos! O probă inedită marca Smiley. Vedeta de la București intră în pielea unui fotograf profesionist, iar fetele trebuie să-i pozeze cât mai expresiv. Deci cam așa ceva, da?
Fetelor le place să pozeze în general. Și de data asta, unele dintre fete s-au dezlănțuit de-a drept. Fetele din Polovragi luptă pentru un loc în cantonamentul de la București. Smiley vrea să audă ce așteptări au fetele de la capitală. Ce îți place la București cel mai mult? Traficul aglomerat. N-ai mers niciodată cu metrou? Ba da, dar nu în București. Nu în București, dar unde? În Timișoara. În Timișoara există metrou? Ce ți-a plăcut cel mai mult ție în București? Orașul. Și Arcul de Triumf, mi-a plăcut foarte mult. Cluburile, mall-urile și metrou. Sinceră să fiu, n-am fost la București, n-am avut ocazia, da. Dar pe viitor sper să ajung. Uite, acum ai avea ocazia. Avea ocazia, într-adevăr, să vizionez ce e pe acolo, ce zone turistice. Păi ce zonă turistică? Ai mai auzit așa niște zone din București, cred. Ferentari, ce să zic, Berceni. Zim, ce ți-ar plăcea să vezi? Ce e mai frumos? Spune-i tu câteva puncte turistice de atracție. Casa Poporului. Parcul Herăstrău. N-am apucat să văd, cred că, nicio atracție turistică. Dar ai văzut? Mai mult pe sub pământ, că am circulat mai mult cu metrou. Îmi place agitația din București. Îți place agitația? Da. E mult mai agitat decât aici, nu? Da, mult mai agitat. Îmi place stadionul Ghencea pentru că țin cu Steaua. Ce ți-ar plăcea să vezi cel mai mult și cel mai mult? Sincer, mai multe spații verzi. Spații verzi? Păi nu ai destule spații verzi aici la sat? Păi tocmai, din moment ce stau la sat și sunt obișnuită cu verdeață multă, aer curat. Nu cred că îmi place să stau în mult fum. Pe parcursul preselecției s-a adunat din ce în ce mai multă lume. Susținători cu pancarte și cu lozinci, mai ceva decât pe stadion. Cu toții așteaptă acum decizia lui Smiley. Cine sunt cele 6 fete care l-au convins? Cine sunt finalistele din Polovraci? Nu s-a mai făcut niciodată un concurs Miss Fata de la țară, la nivel național. Și alegerea e foarte grea. Dar să știți că m-am gândit la toate când am făcut alegerile. O să încep cu Andreea. Ca să fiți bucuroși. Diana. Gabriela. Peia. Cum te cheamă? Flori. Flori. Peia. Și ultima. Sunteți gata? Bine, domnule, MOV, gata, am ales. Aplaudați-le, faceți un pas în față. Ne vedem mâine, pa, pa! Am ales, în primul rând, după aspectul fizic,
Pentru că cel mai mult la un concurs de frumusețe se pune accent pe frumusețe. Și apoi am ales în funcție de cât de dezghițate au fost, cât de pe fază au fost la întrebări, cât de determinate au fost să intre în faza următoare. Va fi greu să aleg pentru că deja oamenii au favoriți, am văzut că scandează. Deja unii au venit să-mi zică, alege-o pe aia, alege-o pe aia, că aia e, știu eu, alege-o nuba, alege-o pe aia, că știm noi, aia ne place nouă, e colega noastră, chestii de genul ăsta. Și probabil că vor fi oameni supărați când, în momentul în care voi face alegerea, indiferent de ce alegere voi face. A fost o zi obositoare pentru Smiley, dar cu noroc a reușit să găsească cele 6 fete pentru finala de mâine. Oricum, până atunci va trebui să se gândească la probele pe care fetele le vor susține în finala de la Polovraci. Și pentru asta mai are nevoie de ceva, să le cunoască mai bine. Așa că s-a hotărât să le facă o vizită acasă, să le cunoască familia și să vadă cât de pricepute sunt ele în gospodărie. Dis de dimineață, Smiley face ochi și o pornește pe la casele celor 6 mândre alese. Prima fată pe care o vizitează, Flori. Aici stai tu, nu? Da, eu, bunica mea și mama. La prima vedere, Flori pare o fată emancipată, dar condițiile ei de viață sunt mai mult decât modeste. Ah, asta e camera ta? Da, doar ea e camera mea. Și laptopul unde? La prietena mea. Ah, deci n-ai laptop, da. N-ai calculator? Nu, n-am calculator. Hai să vezi și șifonierul. Ăsta e șifonierul ei aici după ușă. Fii atent. Ăsta e. Stai că trebuie să închidem ușa ca să-l vedem. Ăsta e șifonierul tău? O parte din el. Da, mă, vezi, uite, la oraș, fetele au, le trebuie un apartament întreg doar pentru șifonier. Dar muzica ascultați? La ce ascultați muzica? Avem un radiocasetofon și televizor. Televizorul ăsta? Da, ăsta. Ai văzut ce televizor e, da? Sirius 208, e alb-negru? Da, alb-negru. Și ce? Prinzi? TVR1 și TVR2. Atât? Da, doar atât. Flori este cu adevărat o fată de la țară, care știe cu sapa, merge cu vaca, dă de mâncare la porci. Fata muncește zi de zi alături de mama și de bunica ei și împreună încearcă să uite trecutul dureros al familiei. Când s-au despărțit părinții tăi? Acum 6 ani. Da? Și n-am mai avut tata tangență cu mine sau ceva de genul. E ca și cum nu m-ar mai cunoaște, deci nu mă ajută cu nimic. Nu te-ai mai văzut cu tatăl tău de cât timp? M-am văzut săptămâna trecută, dar așa trecător. Deci nu mai ține minte că are doi copii, deci doar unul. Și, dar de ce s-au despărțit părinții tăi? Tatăl meu are probleme cu băutura și mama l-a mai suportat. Da. O împătea, mă rog. Pentru Flori, familia înseamnă totul. După câte au trecut împreună, i-ar fi foarte greu să-și lase mama și bunica singure. Aș pleca pentru un motiv întemeiat. Pentru un motiv întemeiat, probabil că aș pleca. Adică cum ar fi emisiunea asta, pentru asta aș pleca. De-aia m-am și înscris. Dar pentru altceva nu cred că aș putea să plec de aici. A doua vizită din alt registru, la Diana, o fată căreia nu-i lipsește nimic, cu condiții la fel ca ale unei fete de la oraș. Asta e camera ta, nu? Da. Ia să vedem. Îți place Hannah Montana? Poate, posibil. Da. Îți place sau? Da. Și Angelina Jolie, din câte văd eu. Da. Ce-ți place la ea? Atitudinea ei, ambiția și eu cred că ea n-are și prin carieră, mai, numai prin frumusețe și prin inteligența ei, de asemenea. Ia, arată-ne și nouă șifonierul tău. Mamă! Și băiatul ăsta cine? A fost acum câțiva ani, la orezul de zile aici, a fost invitat. A, și a luat autograf, uite, da. Are poster cu autograf de la Dinu Maxer. Da, sunt foarte gelos.
Părinții Dianei sunt profesori și fata a moștenit de la ei dragostea de carte. Diana învață foarte bine și studiul îi ocupă cel mai mult timp, dar când poate își ajută și părinții la treburi. Ai zis că ești olimpică la limba română, nu? Da, da. Olimpică națională. Da. Deci nu merge să faci și munca pe câmp și, da, și cartea e mai greu. Trebuie să le combin cât se poate și munca din agricolă, cea de acasă și cu școala. Următoarea casă de vizitat a Anei, cea mai mică fată dintre cele 6 finaliste. Ana este pasionată de muzică populară și a câștigat premii la concursuri de dansuri populare. Asta e camera ta? Da. Îți place culoarea verde? În special îmi place culoarea albastru, dar eu cum am născut verde am găsit camera. A, deci e verde de când te știi? Da. Ai multe haine? Am destul, nu pot să zic că am puține. Ia arată-ne și nouă. Da, în general jumătate le am la Târgu Jiu, pentru că am școală acolo și numai ce m-am mutat. Care e rochia ta preferată? Arată-ne și tu. Asta, da, o am mai de mult puțin, dar acum mi-am cumpărat alta și fuste așa până mai jos, pentru biserică, că așa. Ana este și ea o adevărată fată de la țară, care muncește alături de familie la toate muncile câmpului și gospodăriei. Ce muncă a câmpului îți place cel mai tare? Ce e cel mai relaxant? Cel mai relaxant e la porumbi, la culesul de porumbi. Bine, și mai bine decât să dai cu sapa la cartofi. Următoarea fată care așteaptă vizita lui Smiley, Lori. Cât de bine toși varnă. Bine, pare că noi plecăm, dacă ai treabă, nu mai stăm pe capul. Păi termin, dacă ați venit. Păi hai că nu te reținem mult. Ia, arată nici nu, camera ta. Aici, pe aici e camera mea. An de liceu. Nu, pe lumină. E un jurnal în care ți-au scris prietenele tale? E albumul de sfârșit de liceu, da. Băi, fetii, mă bucur că am fost colege în anii aceștia de școală. Din punctul meu de vedere, ești o persoană scumpică și sper ca... Mereu să rămânem mereu la fel. Mereu să rămâi la fel. Sistemul audio, ce muzică asculti? Bon Jovi, Busta Rhymes... John Mayer. Și mie îmi place John Mayer. Asta, lăsa, asta îmi place. Da, bine. Asta e una dintre piesele mele favorite. Am înivelit cumva. Și mie îmi place tare mult. Yes! Fie că o să câștige ori nu concursul, Lori se poate mândri că a dansat în dormitor cu Smiley. Lori este studentă la București și, în materie de frumusețe, are antecedente. A fost Miss Popularitate la liceu. Lori face lui Smiley turul de onoare prin gospodărie, pe la toate orătăniile și acareturile. Dar dovada supremă că este fată de la țară este motorizată. Mai vrem să-i mai alergăm pe băieții ăștia să, să mai facă un pic de exercițiu. Turul finalistelor continuă. Gabi, o fată care l-a convins la preselecție pe Smiley prin energia sa. Aia este casa părinților și aici a fost casa bunicilor. Dar eu stau în casa bunicilor. Tu singură? Da. Deci tu singura. Ai singură o casă ta. Da, aici toată bătătura aia mea. Să vă rog cu ce mă ocup eu. Da. Mai bine zis, da. Cu ce? Cu pui de curcă. Crești pui de curcă? Da, cresc pui de curcă. Da. Am un vițel pe nume Andrei. Ah, mersi frumos.
Din păcate așa îl cheamă, nu am ce să fac acum. Vreau să-l fac un taur frumos, să iau bani frumoși pe el. În spatele zâmbetului și a atitudinii rebele, Gabi ascunde o mare durere. Tatăl ei este bolnav de leucemie. Ea și mama ei încearcă să lupte și să țină gospodăria ca atunci când tatăl ei era în putere. Aici este camera mea, destul de micuță pentru o domnișoară. Am văzut și mai mici. Da. În timpul liber, când este sărbătoare, prefer să mă joc pe laptop, să ascult muzică, cel mai mult. O să dați pe niște poze mai indecente. Ia să le văd. Indecent? Dar pentru ce ai făcut pozele astea? Pentru că mă plac. De asta l-am făcut. Cum adică te placi? Da, mă plac. Dacă nu mă place nimeni, trebuie să mă plac eu pe mine. Cel mai important e. Ultima vizită la Andreea, fata ghidului, surprinsă de Smiley chiar în pregătirile pentru finală. Pupa, bună ziua! Bună ziua! Ce faci? Îmi pregătesc costumul pentru diseară. De fapt, costumele. Calci? Da. Adică, da. O arte frumos. Vrei să iei o pauză așa, să stăm și noi un pic de vorbă? Aici unde suntem? În camera ta? Da. Asta e camera ta, nu? Da. Uite, le cunoașteți pe băiatul ăsta de aici în poză? Da. Andrei a moștenit de la tatăl său pasiunea pentru cântecul popular și a încercat să-l impresioneze pe Smiley cu o melodie la nai. Ok. Îmi cer scuze pentru greșel, dar sunt abina nuntei. Ce piesă ne-ai cântat acum? Dansul mireselor. Da? Da. Andreea este o fată muncitoare de la țară, însă cu un ideal în viață mai puțin obișnuit. De când eram mică, vreau să devin polițistă, îmi place ordinea și... Am văzut că e o ordine și disciplină în casă. Și îmi place când oamenii nu respectă legea. E bărbată, curată, toate calitățile ale bune le are. Ăsta e adevărul. Nu că o lau că mine poată, dar ăsta e adevărul. Vizitele lui Smiley pe la casele finalistelor s-au încheiat. Cum toate fetele s-au declarat mari gospodine, Smiley s-a gândit să le dea și o temă pentru finală. O temă delicioasă și necesară după atâta alergătură. Să pregătească fiecare câte o mâncare tradițională. Am ajuns și la finala din Polovraci. Toate fetele s-au pregătit meinic ca să-l impresioneze pe Smiley. Au gătit cele mai gustoase bucate tradiționale și au încercat să-l învețe câteva din obiceiurile zonei. Finala Miss Fata de la țară Polovragi. O finală cu adevărat deosebită, gândită de Smiley și de ghidul său Nea Gheorghiță ca o clacă tradițională oltenească. Fetelor, lucrați bine că avem un invitat special în seara asta. Pe Smiley. Smiley. Să nu ne facem de râs. Bine ați venit, amic. Bine v-am găsit, bună seara, sărumână. Puteți să lucrați cum vreți, că eu oricum nu mă pricep la ce lucrați acolo. Mi-a plăcut foarte tare atmosfera la finală, pentru că oamenii au venit îmbrăcați în costume populare, au făcut o clacă, ca pe vremuri, și a fost o atmosferă așa de poveste. Noi ne-am adunat aici ca să alegem cea mai mândră fată din sat și dacă îmi dați voie, aș vrea să le invit alături de noi.
Hai să vedem fetele! Arată parcă și mai bine așa, toate în costum național. Și eu arăt bine așa. Smiley intră din prima în pâine și în alte bunătățuri, căci proba întâi este una numai bună să-i potolească foamea, proba mâncărurilor tradiționale. Am pregătit mâncare tradițională de post și anume, fasole bătută, de aici. Varză călită. Și cu varza călită merge și turta. Da. Asta e turta. Da. Ții că mai târziu că sunt în timpul serviciului. Hai să aplaudăm. Avem o femeie gravidă în public și poftește, vă rog frumos, la ce poftiți? La ce poftiți în mod special? La turtă. La turtă, imediat vă aduc. Vă rog, doamnă, nu poftiți. Nu poftiți, luați. Nu poftiți, luați. Cu plăcere, mai poftește cineva? Asta e tocăință de roșii cu ardei copt, cu legume de sezon. Și cum se mănâncă? Cu lingura, cu mâna, cum dorești. Cum e? Și aici ce e? Aici e chisăiță făcută din prune. E bună, nu e o travă, nu e o travă. Ați așa că vă otrăvit. Nu, nu, nu. Bun. Cine mănâncă chisăiță nu mai pleacă de la Polovraj. Nu? Nu mă faceți, că o beau pe toată, fiți atentă. Eu nu mă supăr. Așa, așa, bag pe sub mustăți. Mi-a plăcut foarte tare proba cu mâncare, este proba mea preferată, pentru că în momentul ăla a fost binevenită, fetele gătesc foarte bine. Sau mamele, nu știu exact. Aha! Aha! Și preferatele tale! Aha! Se mănâncă cu lingura din castron, tăiați de cu lingura din mămăligă și nu mai... Știu și eu cum se mănâncă, doamnă! Nu, dar asta nu vă dedurăm! De mâncat știu și eu cum se mănâncă, nu știu cum se face! Știu și eu ce mănânc acum. Mămăligă, sarmale cu smântână, asta e smântână de casă? Da. Dar când ai avut timp să le pregătești pe toate? De azi dimineață de la ora 4. De dimineață la 4 dimineață? Da, dar nu toată ziua. Aș vrea să mulțumesc acestei emisiuni, pentru că m-a nimerit cu proba asta. Acesta este un tocănel de vițel, pâine la cuptor, făcută de mână, iar acolo este balmoș, ca la munte. Sper să vă placă. Bun! Foarte bun! Cel mai important, rachiu. Doar o gură. Face bine la voce. Face bine la voce. N-ați văzut nimic. Am făcut mămăliguță caldă la tuci, la sobă, cu tocan de oaie. Dar cum se prepară tocanul ăsta de oaie? Se toacă carnea, se pune într-un tuci, nu se pune untură, nu nimica, pentru că oaia are său și lasă untură de la ea. După aceea se pune ceapă și se toarnă. Se pune pătrunjel după aceea. Ah, deci simplu, așa, da, e o mâncare simplu. Foarte simplă. Da. Gata, mulțumesc frumos! Stai, mai fac un pic de mișcare, să mai... Vai de capul meu! Eu zic să începem cu cel mai important lucru.
varză călită cu carne de la garniță, spuneam, costiți și cârnați. Vă jur că e foarte grea proba asta. Ți-e greu, nu? E foarte grea pentru mine, că eu trebuie să mănânc tot. Cred că ți le las pe aproape, nu? Să ți le las pe aproape. Smiley și consilierul său pe probleme de frumusețe au transformat câteva dintre jocurile autentice de clacă în probe de concurs pentru cele 6 finaliste. Așa au ajuns la proba măturii, care să arate cât de rapide sunt fetele. Rugămintea ar fi dacă pot să vină 5 băieți din public. Una dintre fete va avea ca partener mătura. Și celelalte 4, celelalte 5 vor avea câte un băiat. La un semn din fluier se vor rupe perechile, se schimbă, cea care nu prinde băiat rămâne cu mătura. Și dansează cu mătura. Dansul cu mătura a fost foarte haios, a fost mai mult o probă de fitness decât dans, dar noi ne-am distrat cu toate și cred că și ei s-au distrat foarte tare. Aplauze, aplauze! Mulțumim băieților! Bun, mi-a plăcut dansul ăsta. Am văzut că ați luat toate mătura la un moment dat. Distractiv! O premieră absolută pentru o clacă oltenească. Pentru prima oară la un astfel de obicei tradițional, copiii vorbesc despre o posibilă fugă pe Marte. Trebuie de Marte! Și acolo poate, plec de tot. De tot ce am avut, doamne, plec departe, plec pe Marte. Poate, plec de tot, departe de tot. De tot ce am avut, dar am pierdut, plec pe Marte. Și acolo poate, și mai departe până la Polovraci. O nouă probă tradițională, adaptată pentru Miss Fata de la Țară, Învârte-te, Purice. O probă atletică de viteză, care ar putea să devină probă olimpică. La un îndemn, un băiat trebuie să fugărească fata ca să o sărute. Dacă nu o prinde, riscă niște ciomege pe spinare. Eu o să stric numele, o să spui numele înainte. Eu când noi striga Învârte-te, Purice, nu te poți învârti până când n-ai pupa fata cu tare. Ai înțeles? Nu mă pot învârti până când băiatul, cum spune numele? Lucian. Până când Lucian n-o pupa pe Andreea. Nu mă pot învârti până Adrian n-o pupa pe Gabi. Învârte-te, Purice! Nu mă pot învârti până când Cătălin n-o pupa pe Flori. Ah!
Învârte-te, purece! Nu mă poți învârti până Cristi nu pupa pe Ana! Băieții trebuie să pupe fetele, dar în mod normal fetele trebuie să lase foarte greu, adică nu trebuie să lase pupate. E, fetele noastre au făcut 3 pași și s-au lăsat imediat pupate, nu știu ce să zic despre ele. Nu mă pot învârti până Marius n-o pupa pe Diana! Mamă, ce rapid a fost! Nu mă pot învârti până bebe n-o pun pa pe Roli! Mamă! De frica ciumagului, tot băieții au executat misiunea. Bravo! Dar eu vreau ceva dracu, anticipat așa. Dați unul, dați unul, da. Da. Încearcă și tu. Să încerc eu? Da. Păi... Mi-e frică că eu mi-o iau. Prind-o pe Diana. Păi Diana, vrei să o prind? Yes! Bine, bine! Proba cu furatul sărutului viteză i-a adus aminte lui Smiley de o piesă numai bună pentru claca de la Polovragi. Mulți spun că sunt perfect, dar fără dragostea ta pot spune că-s defect. Mulți spun că sunt frumos, dar fără dragostea ta pot spune că sidos. Mulți cred că sunt genial, dar fără tine mă simt un banal. Și mulți dintre ei te vor să fii jumătatea lor. I-aș bate cu mâna mea, dar mâna mea e prea ocupată cu mâna ta. Și crede-mă, nu-i ușor să lupt contra tuturor. Pe bune i-aș înjura, dar gura mea e prea ocupată cu Polovragi. Gura mea e foarte ocupată cu Polovragi. Înainte de a-și anunța decizia, Smiley a ținut să spună câteva cuvinte despre fiecare dintre fetele ajunse în finala Miss Fata de la Țară, faza pe Polovragi. Ea e Gabi. Și prima oară când am văzut-o, era într-o rochie foarte scurtă. Da. Foarte provocatoare. Și mi-am zis, băi, fata asta e pasionată de distracție, de mers prin discoteci și prin cluburi. După ce am cunoscut-o, am văzut că e o fată foarte bărbătoasă, ca așa se zice aici la voi. Bărbată, bărbată, e o fată bărbată. Adică e foarte harnică. Flori e o fată drăguță, destul de liniștită așa. Are un zâmbet misterios. N-are o situație foarte, foarte bună acasă. Și se descurcă destul de greu cu mama ei și cu bunica ei. Andreea, să știți că e o fată foarte, foarte ambițioasă din câte am văzut eu și vrea să se facă polițistă. Diana este o fată foarte silitoare la școală, are și premii la școală. Din câte mi-am dat eu seama, din cauza că se ocupă foarte mult cu școala, nu se mai ocupă la fel de mult de muncile câmpului. Ea e o fată foarte blândă, foarte frumoasă și îi zâmbește toată fața, așa, chiar dacă ea nu zâmbește neapărat. Și din câte mi-am dat eu seama, muncește foarte mult. Lori, vreau să vă spun că m-a plimbat cu tractorul. E o fată, este cea mai vorbăreață fată dintre toate. Foarte, foarte dezinvoltă, din câte am văzut eu. Muncește foarte mult și ea acasă. Asta e o caracteristică comună tuturor fetelor. Momentul
cel mai așteptat pentru placa de la Polovraj. Cine este fata aleasă să reprezinte satul și regiunea în finala de la București? Vă rog să nu vă supărați nici fetele care au participat, nici una dintre ele. Cum o să las vrăjeala? Te-ai supărat deja? E foarte important să vă susțineți fata pe care eu am ales-o. Credeți-mă că vă va reprezenta cu cinste. Doamnelor și domnilor, câștigătoarea aici la Miss Polovraj este Flori. Bravo. Felicitări. Ce ne poți spune așa ceva repede la cald? Sunt foarte fericită, foarte fericită. Chiar dacă n-am avut susținători, mă bucur că m-ați ales pe mine. Flori este oltanca aleasă de Smiley. O fată care luptă zi de zi cu greutățile vieții și care știe să-și regăsească zâmbetul și buna dispoziție în ciuda greutăților din familie. O fată aleasă după gusturile și priceperea lui Smiley, cel care i-a dat biletul spre București. Gata! Am terminat. După a doua zi pot să zic că sunt mulțumit cu alegerea pe care am făcut-o. Am ales-o pe cea pe care eu am considerat că o veți plăcea și voi și care cred că are toate șansele să câștige marele premiu. Cred că o să mă descurc. Sunt sigură că o să mă descurc. Am încredere în mine. Este o fată frumoasă, îndeajuns de înaltă, slăbuță. Cred că sunt naturală, destul de foarte naturală. Și chiar mă simt ca o fată de la țară. Și cel mai important e de aici, de la țară, de la Polovraj. Ce vreți mai mult? O olteancă o să câștige Miss Fata de la țară. Punct ochit, punct lovit. Smiley și-a îndeplinit cu brio misiunea. Flori și-a câștigat un loc în această casă frumoasă. O olteancă mândră, harnică și sensibilă, dornică să câștige titlul de Miss Fata de la țară și, bineînțeles, cei 10.000 de euro. Ultima săptămână de căutări prin satele României. Destinația finală, Comuna Bistra, județul Alba. Agentul care va pleca în misiune este Mihai Mitoșeru, care va încheia turul căutărilor frumoaselor de la țară. Flori din Polovraj este cea de-a cincea fată care și-a câștigat biletul către București. Ea se va alătura Mariei din Iehud, Raveicuței din fundul Moldovei, Elenei din Uncavița și Andrei din Brusturoasa. Mai avem de aflat un nume, încă o fată, apoi cele 6 fete se vor reuni și vor veni aici, în București, unde se vor pregăti pentru câștigarea titlului de Miss Fata de la țară. Noi ne oprim aici și ne vedem săptămâna viitoare, tot aici, tot la Prima TV. Pa!